Saidicum en hal vrăjmașul a pregătit necunahi folve spreca nohul lovituri mari și grele nu la voia întâmplării v-am adunat dacă ambitile a faro de sa uniți-vă și rugați-vă unul pentru celălalt ca protecția mea zice Domnul să fie peste voi și peste ce dragii voștri. Iată dreptul unora vor fi semne mici. Știți de ce? Ca să înțelegeți că sunteți în palmele mele. Că eu vorbesc și astăzi nu așa cum vrea omul. Și așa cum vreau eu, zice Domnul. Așa vorbesc eu, așa lucrez eu și nimeni nu poate să mă comande pe mine. Iată, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Aceasta să vă fie bucuria voastră. Iată zilele care s-au în față. Vor fi zile în care, iată, vă veți lupta. Dar biruința vine de la mine, zice Domnul. Ca să vedeți că la cârma tuturor lucrurilor stă Hristos Domnul. Aleluia. Care veghează în fiecare clipă. Voi nu știți ce se petrece noaptea. Voi nu puteți vedea. Dar eu văd totul, zice Domnul. Dar iată ce se strigă de la înălțimea cerului. Apropiați-vă de mine. Și iată veți primi puteri noi, zice Domnul. Ochii voștri vor vedea semne și minuni pe care le voi face eu, zice Domnul. Iată veți striga plin de bucurie. Mare este Domnul. Iată va trece această etapă, zice Domnul, care iată se vede în lumea aceasta ca o tulburare. Dar încă 6 mai vin până în anul 2022. Iată, vremea aceasta va fi o vreme de încercare, de scuturare, zice Domnul, și iată rând pe rând. Etapele se vor desfășura, dar cât despre voi care vă temeți de numele meu, să nu vă fie frică, pentru că eu, Domnul, voi porunci demonilor să se oprească, să nu vă lovească, chiar dacă iată o parte a lucrării mele va suferi. Am hotărât lucrările acestea în decursul, iată, a 2 ani să fac o strângere, zice Domnul, o apropiere de mine, pentru că n-ați văzut cum, iată, chiar dintre cei aleși se duceau și spuneau că e altfel lucrarea mea. Eu nu m-am schimbat, zice Domnul. Și am hotărât, iată, zice Domnul, să strâng lucrurile, să resor lucrarea. Și acum se va vedea cu adevărat cine îmi slujește mie, zice Domnul. Iată, stați la dispoziția mea. Chemați-mă ziua, chemați-mă noaptea și veți vedea cum, iată, eu, Domnul, am să vă vin în ajutor. Pentru că sunt Domnul care știu să binecuvintez și duhovnicește, dar și pământește. Eu mă implic în toate lucrurile. Eu vă dau în fiecare zi cele necesare. Bucurați-vă și dați-mi slavă că vă iubesc. Amin.